în ceea ce privește lucrările hidrotehnice. S-au rezolvat toate, s-au remediat toate, sau mai... Nu, asta e prima etapă. Nu, eu vorbesc lucrările hidrotehnice, de praguri. Da, s-au făcut legate, da? Da, s-au făcut acolo nu avem probleme, s-au refăcut. Asta trebuie zone unde pragul este reparat. Eu le-am văzut, dar știu că erau mai multe. Eu l-am invitat astăzi la ora 12 și pe domnul Găină, șeful Abasirit, la Teatra Neamț, pentru a avea o discuție cu el pentru lucrări care se continuă aici, pentru a influența în mod pozitiv. Asta e important. Captarea de la Pildesimene și pentru a asigura apă romașă, care noi l-am invitat. Și după discuția la Piatra, eventual poate trece și pe la noastră, pe la primărie, pe la Roman. El mi-a scat ținut tot timpul legătură cu dumneavoastră și mai fost. Ați discutat cu el și ține aproape și cu specialiștii, cu dumneavoastră, cu primăria. Merge un pic să ne uităm. Da. Zile aproximați că e nevoie de această intervenție. Domnul director, a întrebat domnul prefect, câte zile se preconizează? Câte zile aproximați că e nevoie de pompa de mare presiune a lui ISU? Deci noi am zis că funcționăm. Ca perspectivă vă întreb, nu vă întreb 100% ca ce răspuns. Nu știu, noi am zis măcar 10 zile pe lună. Am estimat acum. În funcție de cum urmărim de acum prima etapă, vedem. Noi am estimat cam 10 zile pe lună. Săptămâna asta merge să fiecare zi, nu? Nu, săptămâna asta umplim alt. Umplem azi, vedem da. Când se e pe treabă și când codine aici, am încă nici când ajunge la jumătate nivelului de încătare, ca să completăm. Revenim după compartimentul ăsta. Reluăm această treabă. Dacă făceau lucrurile astea de anul trecut, bineînțeles, ați luat anul trecut direct în casă. Dacă pe o plăță am trecut, era mai bine, cu măsurile, dacă se luau prima dată. Nu știu, dar am făcut din discursul ăsta. În care parte am trecut? Eu stau în Roma și n-am optat pe timp. De ce n-am, nu? Da, dar am trecut de bine în vară sau am trecut în decembrie? Vorbim anul trecut, în 2009. Anul trecut, da, în decembrie, când a fost 3 luni. Nici în noiembrie nu prea a fost, nici în septembrie nu prea era afară totul. Da, da. Stați în Roma dumneavoastră, nu? Da. Iați când este apă în Roma, anul trecut? Stau în zona favorită. Așa, acolo este apă, nu știu. Acolo e mai în vale. Înțeleg. Da, bine, cred că situa unul, într-adevăr, a fost. În ce perioadă considerați pentru a încătrare apă de la apă abuzată? Păi să urmărim întâi să vedem câte infiltrații aici și cum funcționăm de aici și dacă putem asigura de aici, luăm mai puțin de la apa vitală. Continuăm, asta e prima etapă cu șanța pe care l-am făcut aici de infiltrare. Continuăm în amonte să vedem impactul asupra infiltrației la futur, să vedem dacă se păstrează debitul sau să putem funcționa normal, dacă asigurăm de aici, nu mai continuăm de la vitală. Nu era dumneavoastră director general, în Comitetul Județean de Situație de Urgență s-a impus o măsură care înțeleg că nu e respectată de a face apa Târgu o monitorizare a rețelelor de distribuție a apei pentru a vedea care este zona sau care e rețeaua mai puternic afectată sau unde sunt pierderile mai mari. Înțeleg că nu s-a mai realizat. Nu. Deci, compartimentul MRD, pierde, da? Care lucrează și cu detectare, și aici în captare, și în fond de secretate aducțiunii, se va de super aducțiunii. Și acum, așa, suntem român, politică, i-am dat o anumită rețea pe politică, are undeva pe Bulevardul Republicii. Nu, sunt colegii din român. Aparatul nu e adus la Piatra? Aparatul, când avem nevoie, îl aduc un anumit aparat. Da. Anumite aparate, da. Dar avem cine aici aparatul și putem detecta. Azi au undeva de detectat în zona Bulevardului Republicii. Și cam ce pierdere, considerat. Nu știu, dacă am dat detectează, acolo e să vadă traseul. Nu, în general, pe român. Nivelul pierderilor? Da. Deci, dacă dumneavoastră, nu dumneavoastră personal, apa ASEM nu mai reparat nicio rețea importantă din decembrie și până în prezent, nu că se întâmplă treaba asta, înseamnă că contrageți cu fostul nostru director general, domnul Angheluțe, care spunea că pierdere 50-60%, iar alți specialiști spuneau că fostul lucru și 76%. Pierderile, din punctul meu de vedere, sunt mari. Pentru că dacă n-am fi avut pierderile astea pe rețeaua de distribuție de apă la Roman, nu mai erau nevoie de intervenții de astea de la ei, să nu se luăm apă de la Pildes, probabil. Adică ne descurcam cu cei captam din șocul de captare la Pildes și Menești.
de adevăr sunt mari, dacă undeva peste 50%, peste 55%. Important să refacem rețeaua, în primul rând. Este maxim important. Reducerea pierderilor, pe de distribuție, din păcate, cea mai costisitoare treabă. Adică sunt investiții mari, se trebuie reabilitate și schimbate de cele vechi, care sunt de 10 ani. Aveți în perspectivă să faceți investiții în zona asta, dumneavoastră ca și companie, nu? Câte anul ăsta avem prinsuri de investiții, numai că nu în ritmul în care am avut să ne schimbăm. Adică să evităm aceste pierderi foarte mari. Noi avem în funcție de valoarea investițiilor stabilite conform bugetului de aici, adică la poplate care face către primărie și care începe și investiții. Acea rezervență. Reușita afacerului de bun proiectul cum ați terminat de acua a fost tocmai aceasta. Doamne, noi nu vrem rezervență, noi vrem să facem investiții. Să reinvestim bani de și în mod normal, obligația afacerului este aceea de a veni cu un plan de investiții către UAT-ul. Lucru care în ultimii ani nu s-a întâmplat la Roma. Nu prea s-a întâmplat la Roma. Au fost alte priorități în zona altor orașe. Altor orașe. Deci nu municipii, alte orașe. În zona Târgu Neamț, mă gândesc. Unul dintre ele. Unul dintre ele, da. Noi am primit și ieri documentația de la domnul primar, de la Primăria Municipiului Roma, cu privire la proiectul de hotărâre de Consiliul Local adoptat cu majoritate, cred că domnul primar. Unanimitate. Unanimitate de către Consiliul Local Roman cu privire la dorința Municipiului Roman de a ieși din Adia Aqua Neamț, de a renunța și denunța, dacă vreți, natural contractul cu APA SERV, cu prestatorul de servicii și se intenționează să se la partita noastră, dăm aviz de legalitate proiectului dat de Primăria Municipiului Roma, pentru că e în interesul și a romașcanilor și în interesul unui bun management al domnului primar al Consiliului Roman pentru a dezvolta rețeaua de apă și canalizare pentru viitor și pentru a asigura un debit normal a apei pentru a asigura servicii de calitate și la un preț decent. Și care sunt etapele de acum încolo până la... Ne să dăm avizul de legalitate. Din punctul nostru de vedere, ce am urmărit ieri pe proiectul trimis de la Primăria Roman la o primă lectură, proiectul se încadrează ca și legalitate, fără probleme. Urmează să-l studieze, să-l studieze compartimentul critic, după care o să-l trimitem înapoi la Roman, după care domnul primar, Consiliul Local, o să vă spună care sunt pașii următori, în funcție de managementul pe care l-au. În momentul de față, pasul următor cred că va fi să așteptăm cele 30 de zile în care Adi Aqua Neamț trebuie să se pronunțe asupra ieșirii municipiului Roman din această asociație de dezvoltare. În funcție de demersul pe care l-am făcut, dacă nu se va realiza în termen 30 zile, cel mai probabil ne vom adresa instanței de judecată și cred că tot pe calea instanței de judecată sau, dacă va exista o formulă amiabilă, să desemnăm un auditor care să evalueze sumele pe care Primăria Municipiului Roman trebuie să le plătească către compania județeană APA SERV ca și cotă de cofinanțare pentru proiectul european, pentru post mediu, aferent municipiului Roman. Încă o dată reiterăm adresa de la Ministerul Fondurilor Europene, care spune foarte clar că sumele venite de la Comisia Europeană pentru aceste investiții nu trebuie rambursate, ele sunt investiții care aparțin municipiului Roman și doar se transferă dreptul de operare pe ele către un alt operator regional. Deci sunt etape care cel mai probabil se vor reglementa pe calea instanțelor de judecată. Vedeți și dumneavoastră, suntem într-o perioadă în care instanțele își vor suspenda activitatea ca urmare a decretării stării de urgență. Noi oricum mergem mai departe cu demersul nostru, unul de altfel legitim, și ceea ce vreau să înțeleagă foarte clar, că această inițiativă noastră de a rezilia contractul este din culpa operatorului și nici de cum din alte motive. Cum s-a văzut și din adresa trimisă de Oficiul Protecția Consumatorului, care a amendat prestatorul de servicii APA SERV cu o sumă de 20.000 de lei și a impus prestatorului ca pentru persoanele care nu beneficiază conform contractului de apă la o anumită calitate, la o anumită presiune și de apă 24 din 24 de ore, să reducă contractele cu 30%. Este clar că
este vina prestatorului de servicii, lucru de care și municipiul Roman, din punct de vedere juridic, beneficiază de hotărârea dată de, pe dispoziția dată de Oficiul Protecția Consumatorului, care arată clar că dreptatea este la primăria municipiului Roman și la cetățeni, dacă vreți, pentru că cetățenii sunt reprezentați de către domnul primar și Consiliul Local. Adică, de exemplu, la Piatra Neamț sunt 1,5 metri cam între ele. Adică, cred că unul aici, unul partea altă, și aveți și scaunul, nu? Da. În căldură? Am văzut că aveți, nu? Sunt două aeroteri. Asta e bine. Să sperăm să nu-l folosiți, dar... Mergeți până într-o? Folosiți, da. Hai să vedem un pic cele șase... Foarte bine. Bun, aici eventual, dacă vine o familie... O familie putem pune împreună, da. De la Roman, de la pastă de la spital. Da, și după aia pleacă la... Da, pleacă la boli infecțioase, dacă e pozitiv, dacă e negativ și nu are alte afecțiuni, pleacă acasă. Corect. Problema se va pune în momentul în care cei de la Iași nu vor mai... Da. În care Iași nu vor mai reuși să... În momentul în care Iași nu mai reușește să interneze pacienți, și ce internăm efectiv, dacă vom ajunge ca să internăm, internăm la infecțioase. Sau mergem pe scenariul care am discutat la un moment dat? Mergem pe scenariul în care închidem secția de recuperare și internăm la secția de recuperare. Doamna doctor de la poli infecțioase în coace. Bine, cea mai bună soluție. Da, pentru că în partea cealaltă nu avem ATI. Și pe aici aveți ATI. Da, aici este ATI-ul. La mână nu avem decât un singur medic infecționist. Și atunci, peste noapte, acolo e un pic mai complicat. Da. Și optăm pe varianta de a transforma secția de recuperare pentru început, după care, dacă se numărul crește, peretele este în partea asfaltă. Am făcut adresa să informăm și ISU că într-un fel am obiționat la venit. Uitați-vă, dar aveți nevoie cu mână. Se dă jos. Vedeți materiale? Sunteți pregătiți, am zis la domnul primar că vă ajută, vă susține cu... Problema cea mai mare e pe aceleași materiale. Pe dacă e cel mai bine, hai să mergem afară, da, să facem o declarație la presă că... Cum apreciați măsurile luate de conducerea spitalului Roman pentru preîntâmpinarea eventualelor cazuri din zonă? În primul rând am avut discuții în toată această perioadă cu domnul primar Lucian Micu și cu doamna manager, am avut chiar 2 sau 3 discuții inclusiv la Piatra Neamț. Lucrurile sunt așezate și sunt pregătite ca și protocoale, ca și zonă de pregătire pentru posibile persoane infectate care vor veni pe spitalul de urgență Roman COVID-19. S-a instalat cortul de pretriere. Înțeleg că domnul primar s-a ocupat în mod personal și arată foarte bine și dotările care le-au făcut imediat în regim de urgență înăuntru arată bine. Locația de spital pe care l-am vizitat astăzi arată bine. Mă declar pozitiv în sensul la ceea ce am văzut astăzi. Știu că pregătirea și experiența doctorului de la Roman își va spune cuvântul, pentru că avem doctori buni și personal medical competent. Ce mă interesează în mod deosebit să știm cum stăm cu achizițiile de tot ceea ce înseamnă echipamente medicale pentru coronavirus în perioada pe care o traversăm. Spune doamna Amel. Și aici domnul primar am înțeles că are toată disponibilitatea de a aloca fonduri bugetare pentru a susține spitalul municipal Roman. Da, problemele nu sunt legate de fonduri, probleme sunt de a găsi materialele. Și ducem lupte cu firmele tocmai pentru a reuși să achiziționăm măști, să achiziționăm combinezoane, echipamente, tot. Am mai primit donații în ceea ce înseamnă măscuțe și mănuși de unică folosință.
Așteptăm și comenzele care le-am făcut. Avem din partea uniformului promisiunea că în momentul în care vor avea pe stoc ne vor trimite tot ceea ce am solicitat. Asta voiam să vă întreb, că în alte zone agenții economici puternici s-au oferit și au oferit chiar donații consistente. Aici în zonă ați avut cazuri de donații și da, cine? Am avut cazuri de donații. Domnul Mihai Tărâță, firma TCE Trei Brazi, ne-a susținut și ne susține în continuare. TRV de asemenea ne-a solicitat o listă cu ce avem nevoie pentru a discuta cu Consiliul de Administrație a lor și să ne trimită bani, că au zis că dumnealor nu pot materialele, ci doar suma de bani și noi să facem procedurile. Tot domnul Tărâță acum se luptă să adune mai mulți bani pentru un analizor, să putem diagnostica și la Spitalul Roman COVID-ul. Este în discuții și cu medicul de laborator, că aici presupune mai multe nevoi și atunci urmează să vedem, putem sau nu putem avea acest aparat. Și în legătură cu personalul medical, s-au făcut apeluri, domnul Raed Arafat spunea, voluntarii care doresc să vină, medici de familie. Aveți cazuri? Au venit să se înscrie, să participe? Da, avem chiar în corp, este un medic de familie, doamna dr. Bostan, care face voluntariat în perioada asta aici la noi. Și ar mai putea veni în urma apelului dumneavoastră, da, cei da, care și doresc? Medici, da, cei care doresc, da. E nevoie de personal care să... Da, da. Dar în acest moment, câte măști, mănuși aveți nevoie și... Ca și număr necesarul este mare, pentru că dacă ar fi să respectăm și să purtăm masca doar 3-4 ore, să o schimbăm, să avem tot personalul, toți, deci nevoia este mare. Cantitățile... Comenzile pe care le-ați făcut, când ar urma să fie livrate, li s-a dat pe platformă, eventual... Și Ministerul Sănătății și ISU se vor acorda măști. Da, intră în țară săptămâna asta alte câteva zeci de mii de măști. Da, dar zeci de mii de măști la nivel de țară e foarte puțin. Nu, pentru zona Moldovei. Deci pentru zona Moldovei și inclusiv pentru Neamț vin materiale de la Ministerul Sănătății, vă spun cu siguranță. Domnul Car, cum puteți sprijini spitalul dacă vă solicită mâine, să spunem? În primul rând a fost un sprijin logistic în această perioadă. De când a apărut necesitatea instalării acestui cort, am vorbit și le mulțumesc și celor de la Inspectoratul pentru situații de urgență și în special garnizoanei Roman, care a răspuns imediat pozitiv și ne-au ajutat la instalarea acestui cort. Sigur că în momentul în care nevoile sunt și de altă natură, vom răspunde de asemenea pozitiv. Eu vreau doar să profit. În momentul de față, repet, nu se pune problema financiară. Spitalul Municipal de Urgență are resurse financiare suficiente, are lista de investiții care este aprobată și în Consiliul de Administrație, dar și în Consiliul Local. Se fac astăzi, va fi o ședință de Consiliul de Administrație, se mai fac modificări în această listă. Urmează să intrăm cu aprobare și în Consiliul Local. Practic, demersurile în momentul de față sunt pur administrative, însă în momentul în care vor fi necesare și alte demersuri, vom interveni. Eu vreau să mulțumesc și colectivului de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, care a înțeles să răspundă așa cum trebuie situației prin care trecem. Vreau să îi asigur că suntem mereu alături pentru orice situație deosebită pe care o întâmpină și în continuare dăm dovadă de responsabilitate, de calm, de profesionalism și sunt convins că vom depăși cu bine această situație. Mă bucură faptul că pe raza Romanului încă nu avem situații de infectare cu noul coronavirus. Așteptăm în continuare și rezultatele la celelalte teste care se efectuează. Sperăm ca situația să nu escaladeze, să rămână în limite normale, astfel încât să putem face față cu bine acestei provocări. În cazul în care situația se va înrăutăți, așa cum s-a discutat și la nivel operațional, împreună cu prefectura, conducerea spitalului, suntem pregătiți pentru alte măsuri. În zonă, pentru câte familii sau persoane asigurați alimente sau în locurile de care
cazare, de izolare? Noi avem mai multe forme în care ne-am implicat ca și autoritate publică locală, pe lângă acea zonă de carantină instituționalizată pe care o gestionăm în momentul de față. Avem persoane în vârstă cărora le facem cumpărăturile zilnice. Am creat un grup de lucru cu asociațiile de proprietari și încă de sâmbătă am început să le aprovizionăm persoanele care sunt în vârstă și care nu au posibilitatea de a se deplasa pentru a face cumpărături. De asemenea, avem și persoane în autoizolare pe care le avem în evidență și de asemenea le facem cumpărăturile și, bineînțeles, orice altă situație care apare va fi luată în calcul. De asemenea, începând de astăzi, prin intermediul asociațiilor de proprietari, vom distribui dezinfectanți și măsuri de lucru, astfel încât la nivelul fiecărei scări de bloc se realizeze dezinfecția, în paralel cu măsurile pe care le-am luat la nivel de municipiu, spălarea străzilor, a trotuarelor, a platformelor gospodărești și a locurilor de joacă. Ce vreau să vă subliniez, mulțumesc domnului primar pentru tot sprijinul de care a dat dovadă și o rog pe doamna manager să aveți mare grijă la persoanele care vin prin intermediul sajului sau a smurdului și le preluați dumneavoastră la UPCPU sau le duceți spre triere pentru coronavirus, să fie întrebate acele persoane de câteva ori bune, să spună explicit, să fie bine verificate dacă vin pentru coronavirus sau vin pentru altă simptomatologie sau patologie, pentru că la spitalul de urgență NAMS, o persoană în cursul zilelor trecute a reclamat că are probleme medicale, a venit sajul, adică salvarea, l-a preluat, întrebat fiind ce probleme are, dacă a fost contact cu cineva care a infestat pozitiv COVID-19, a negat, a spus că n-a participat la niciun eveniment, că nu s-a întâlnit cu nimeni care este infestat COVID-19, a fost preluat de echipajul de la ambulanță, dus la Spitalul Județean Neamț, preluat prin CPU, acolo nu a declarat nici acolo care e simptomatologia exactă, corectă, care sunt contactii care au avut și dacă are vreo bănuială despre coronavirus. Deci a dat o declarație, dacă vreți, mincinoasă. În sensul acestei declarații mincinoase, această persoană a fost testată pozitiv COVID-19, este transferată la Iași, dar personalul medical de pe ambulanță, personalul medical de la UPU de la Piatra Neamț, sunt aproximativ 7-8 persoane aflate în autoizolare la acest moment și vorbim doar de cadre medicale. Riscăm să infestăm, ne dându-ne seama ce spunem, încercând să ascundem într-o zonă care este inexplicabilă din punctul meu de vedere, reușim să infestăm personal medical de care avem atâta nevoie și, Doamne ferește, reușim să infestăm poate un spital întreg, ceea ce este de nedorit. Această acțiune a acelei persoane a fost amendată cu 20.000 de lei în cursul zilei de astăzi către Direcția Sănătate Publică Neamț, iar IPJ Neamț, structurile IPJ Neamț iau în calcul și întocmirea unui dosar penal în cauză. De asta rugămintea doamna director este să, ca pretrierea la cort sau trierea să fie făcută foarte, foarte riguros pentru a nu exista vreo șansă să ajungem cu un bolnav de coronavirus în UPU pe cadrele medicale și atunci, Doamne ferește, izolăm UPU, izolăm CPU, izolăm cadre medicale de care avem atâta nevoie. În rest, ați văzut și dumneavoastră măsurile dispuse ieri prin ordonanță ministerială. Asta vreau să vă întreb, vis-a-vis de ultimele decizii legate de poliția locală, de închiderea restaurantului, cine verifică chestia asta? Poliția locală, conform ordonanței, se va subordona direct Poliției Naționale. Sigur, conlucrăm împreună Poliție Locală. Toată sau numai Națională? Sectorul de ordine public? Poliția locală, se spune, o să avem normele de aplicare, Poliția Locală subordonează structurilor MAI. Mai departe, cu privire la ordonanța dată dispusă ieri de către Ministrul Afacerilor Interne, urmează să apară monitor oficial la se publice. De la publicarea ei monitor oficial, ea este operativă, are caracter de lege pentru o perioadă de 30 de zile. Pentru perioada respectivă, tot ceea ce spune în ordonanță, respectiv închidere, cafenele, baruri, restaurante, tot ce este prezentat, se duce la îndeplinire secunda 2 prin grija, în primul rând, și a proprietarilor, dar cu supravegherea instituțiilor Ministerului Afacerilor Interne. Mă refer la structurile de poliție. Amenzile sunt drastice și se pot face și dosare penale pentru cei care nu respectă, dar eu am principiul că, nu știu, chibzuind și chibzuind bine toți la oaltă, și presă, și cei care facem administrație, și doctori,
și tot ce înseamnă populația romanului a neamțului, înțelegem bine despre ce este vorba, înțelegem bine riscurile la care ne expunem. Nu e o perioadă favorabilă pentru nimeni, cu atât mai puțin pentru sectorul economic care are de suferit și va avea de suferit din punct de vedere financiar sau economic. E o perioadă în care trebuie să dăm dovadă de solidaritate cu toții, de chipzuință, să gândim bine, să ne gândim bine acțiunile și pașii și dacă respectăm măsurile pe care s-au dispus de către autoritățile centrale, sunt convins că într-o perioadă nu foarte lungă de timp vom trece cu bine peste acest pas. Eu vă dau un exemplu. În data de 26 februarie 2020, România avea raportat primul caz pozitiv de COVID-19. În aceeași perioadă, Austria avea un singur caz, iar Spania avea un singur caz. În aceeași perioadă, măsurile luate din 26 februarie până în prezent de Guvernul României, chiar dacă sunt măsuri poate mai aspre, măsuri mai care limitează drepturi și libertăți personale, libertăți de mișcare sau alte libertăți, sunt îngrădite. Aceste măsuri au fost extrem de binevenite pentru că, uitați-vă, în Spania avem aproximativ 5.000 de cazuri confirmate pozitiv, iar România avea 217. Austria are peste 1.000 și ceva de cazuri, deci țări care nu au luat măsuri la timp, comparativ cu România care lua măsuri ferme la timp, e clar că la noi în România cazuistica a fost ținută sub control datorită măsurilor ferme luate de Guvernul României. Această raportare nu este și pentru că România face puține teste pe zi comparativ cu celelalte țări? E posibil ca să fie persoane asimptomatice care sunt pozitive? România, vă spun în felul următor, procedura este în felul următor. Fiecare persoană care este contact direct cu o persoană depistată pozitiv, la toată familia și la toți contactii direct sau apropiați, care pot fi de la 5-6 persoane, membrii din familie, până la 20-30 de persoane, 40 de persoane, se recoltează teste obligatorii. De exemplu, la doamna de la DGASPC s-au recoltat până acum de la contactii apropiați aproximativ 47-48 de teste. Urmează de la persoanele care au participat la acel eveniment la Piatra Neamț, concurs de dansuri internațional, din perioada 29-2, a treia, s-au stabilit până acum aproximativ 200 de contacte apropiați. La toate aceste persoane se iau teste, deci testăm absolut tot ce este suspiciune de COVID-19. Absolut totul se testează, vă spun cu subiect și predicat. Nu există persoane care să nu fie testate. Există un polițist aflat în autoizolare în această perioadă? Este, cred că sunt mai mulți polițiști aflați în autoizolare. Este un polițist aflat în autoizolare de la structura centrală, de la IPJ Piatra Neamț. La IPJ Neamț este polițist aflat în autoizolare. Ideea este ca în perioada care urmează, romașcanii, nemțenii, să înțelegem cu toții că frecvența ieșirilor trebuie să ne-o micșorăm, să fim mai mult acasă, nu în mediul urban, nu în mediul aglomerat, mai mult acasă, mai mult într-o formă, nu că trebuie să ne autoizolăm obligatoriu, dar mai mult într-o formă de autoizolare fiecare la domiciliu. Nu se închid magazinele alimentare, marketuri, hipermarketuri, deci să nu existe un concept greșit care se inspire la teamă, la panică, la o stare de dezordine socială, că vor fi închise magazine. Nu se închid magazine, nu se închid farmacii, nu se limitează dreptul la mișcare sau la circulație. Deci măsurile care s-au luat până acum anterior decretului prezidențial sunt măsuri care s-au luat etapizat, treptat, tocmai pentru a ajunge la o formă de protecție socială, adică închiderea, suspendarea cursurilor școlare preuniversitare și toate celelalte măsuri, limitarea numărului de întâlniri în spații închise de până la 50 de persoane. Acum sau această măsură nu mai este eficientă pentru că prin ordonanța dată ieri nu mai există astfel de întâlniri. Întâlnirile se pot face doar în mediu deschis de până în maxim 100 de persoane și acolo persoana care organizează întâlnirea obligatoriu cu aviz DSP, altfel nu este voie. Sunt sigur și convins că împreună cu autoritățile locale cu care am colaborat foarte bine, cu domnul primar al municipiului Roman, vom ține un echilibru și și asigurăm pe romașcani că starea de sănătate a lor primează, sănătatea publică primează și luăm toate măsurile corecte și legale care se impun și mulțumim pentru sprijinul acordat domnului primar și pentru Spitalul de Urgență Roman și sprijin financiar și logistic și pentru deschiderea care a avut întotdeauna când am apelat la dumneavoastră și cu centrul de carantină și cu persoanele autoizolate, a dat dovadă de mărinimie și de implicare totală și față de concetățenii de romașcani.
Doamna manager, dacă vrea cineva să ajute, dintre rămașcanii care vor să ajute în această perioadă, ce ar putea să o facă? În momentul de față, ajutorul aș spune că ar fi acela de asta să să respecte legislația, tot ce se spune și la televizor, ce a spus și domnul președinte. Nu avem nevoie de voluntari în momentul de față sau de alte ajutoare. O să facem un cont la... În altă manieră? În momentul de față, nu. O să facem un cont împreună cu ISO, să discutăm astăzi cu instituția prefectului Neamț. O să discut și cu colegii primari, cu domnul Dragoș Chiti, cu domnul Lucian Micu și cu persoane din mediul privat sau și cu persoane din structurile statului. Să facem un cont online la nivelul județului Neamț pentru a putea exista acolo donații financiare pentru susținerea cazurilor atunci când va fi nevoie. E asigurat prin legea de stat, de care este dat acum acest fond. Dumneavoastră îl puteți debloca sume oricând vreți și cum vreți. Era vorba de zona scuză. Nu e vorba despre ce a spus doamna. Dacă votați în articolul 10 din decretul prezidențial, domnul Vlad, o să citiți cu subiect și predicat că scrie că structurile centrale pot face achiziții directe sau structurile juridice cu capital majoritar de stat. Aici ne referim la agenții și companii ale statului român, structuri centrale. Eu mă refer, poate sunt cazuri în care nu există întotdeauna disponibilitate financiară imediată sau există cazuri în care, în funcție de cum se vor derula evenimentele, este nevoie de o implicare mai mare, de o resursă mai mare. Și sunt persoane, cum amintea și doamna manager mai devreme, ca familii sau societăți private care vor să ajute și vor să fie aproape și de autorități și de instituții și de oameni. Și asta consider că se poate deschide un cont curent în care se pot face donații financiare și în urma acestor donații să folosim banii pentru achiziții medicale sau pentru susținerea unor familii care se vor afla în dificultate. Nu e o idee greșită, e o idee care poate să vină în sprijin. Și o idee pe care, de altfel, cred că o susținem cu toții.